Roză verde, trei migdale, urc la deal, cobor la vale. Și pe drum și pe cărare, întâlni noroc în cale. Bună vremea, măi noroace, de te-aș prinde ce ți-aș face. Te-aș pune-n trai, stă de lână, să nu te mai scap din mână. Nici nu stai, nici pleci departe, să nu am de tine parte. Stai doar când vezi câteodată că mi-e fața-n lăclimată. Toată viața mie-mi pare că m-ai pus la încercare. Noroace pe a mea cruce, mi-ai pus să vezi cât pot duce. La om soarta așa-i dată, toată viața crucea-ș poartă. Și mai grea și mai ușoară, până la capăt o cară. A mea când o fost ca plumbul, când ușoară ca și fulgul, cu lacrimi și supărare, ori ca o rază de soare. Mi-ai dat noroace de toate, dar un dor tare mă arde. De ani de tinerețe și de-a mai cuții blândețe. O fost floare înflorită, de-a ei fecioraș iubită. Ce-o muncit și-o strâns avere, pentru copii mângâiere. Nici o vorbă cu blândeață, nu-mi șterg lacrimi de pe față. Și urc la deal, cobor la vale, să mai uit de supărare. Bună regăsit, dragii mei prieteni! Într-o ediție anterioară am avut un invitat drag mie, Marcel Avram. Atâta ne-a vorbit despre o persoană dragă lui, care era vorba de nașa Alina Ploaie, încât, știți ce am făcut? M-am apucat și am invitat-o în studioul Apolonia TV. Păi, de ce nu? Dacă a fost finul, de ce să nu vină și nașa? Și am descoperit o prezență foarte agreabilă, o voce foarte frumoasă, o persoană foarte cochetă, o interpretă frumoasă, stilată, și vă prezint chiar astăzi și dumneavoastră. Bine ai venit, Alina Ploaie! Bună ziua, Constantin! Bună ziua, dragi telespectatori! Mă bucur că am reușit să ajung în fața dumneavoastră și în fața ta. Și este o onoare să pot să-mi aduc pe plaiurile moldovenești cântecele din Ardeal. Alina, chiar eu mă bucur tare mult de prezența ta și vreau să te cunosc mai bine. Pentru că prietenia mea cu finul tău, Marcel, m-a determinat să fiu curios cine este nașa. E cam interesantă nașa asta, pentru că este și mai tânără și lumea nu prea înțelege ce fel de nașă o fi. Dar, ați avut discuții, probleme în mediul artistic? Nu neapărat. În mediul artistic discuțiile sunt mai puțin sau mai mult pertinente sau mai puțin sau mai mult interesante.
Telespectatorii probabil că s-au gândit în ce fel este nașo, pentru că eu fiind mult mai tânără decât el, n-aveam cum să-l nășesc la atunci când s-a căsătorit. Dar, uite, că a dat Dumnezeu ca ei să împlinească 25 de ani de căsătorie foarte frumoși și nouă ne-a fost dată ocazia, o ocazie unică, probabil, în viață, să poți să fii părtași la nunta de argint. Deci voi sunteți nașii la nunta de argint. Da. Înainte de asta vă leagă o frumoasă prietenie. De altfel, voi când ați venit la Iași, ca invitația ai mei, v-am cunoscut familiile, sunteți o familie frumoasă, atât familia Mulțumim. Ta, am văzut că ai o fetiță, Mulțumim cum o cheamă? Daria. Da, câți ani are Daria? 10 anișori. E singurul tău copil? Da. Așa, la Marcel am aflat că are copii mari și deja și bunic. Deci, dar și arată ca un bunic, glumesc, dar, nu? Este foarte tânăr, un tânăr pensionar la... Nici nu știu dacă are 50 de ani, n-am apucat să-l întreb. Să dea Dumnezeu să, ca toți bunicii să arate așa cum arată Marcel Avram. Exact. Și atunci sigur ar fi așa o... Alina, din câte știu eu, tu ai tatonat mai întâi cu muzica ușoară. Da, eu am terminat școala populară de artă la Cluj-Napoca, canto muzică ușoară. La 19 ani am absolvit școala și m-am angajat în ansamblu Armatei 10 ani, aproape 10 ani de zile. Voi așa v-ați cunoscut? Prin această prisma... Nu, așa ne-am cunoscut. Eu am fost moderator la una dintre televiziunile locale din Cluj-Napoca, un trust foarte mare de altfel, național, dar da. Sucursală la Cluj-Napoca. Da. În cadrul emisiunii, într-una dintre emisiuni, a fost invitat Marcel Avram. Întâmplarea a făcut să se cunoască cu soțul meu și soțul meu, care mă sprijină foarte mult și fiind eu și Marcel cadre militare, a zis, de ce nu încercați o colaborare? Nu știu dacă neapărat am fost foarte deschisă la început, pentru că știam că el mai cântase cu cineva și n-am vrut să creadă lumea că vreau să ocup locul cuiva. Și am încercat să amân un pic această colaborare tocmai din acest motiv, ca să nu fiu eu motivul unor discuții pe care oamenii cu siguranță și la ora asta le au. Uh-huh. Dar după ce am stat și ne-am gândit, am zis că totuși hai să încercăm, să vedem ce iasă. Interesul vostru era mai important decât că lumea niciodată nu mulțumește. Gura lumii nu astupă nimeni. Corect, corect. Dar a început o colaborare frumoasă. Mă bucur de prietenia unui coleg drag, pentru că el ar fi avut probabil posibilitatea să aleagă oricare coleg al cântecului popular să fie interpret și să cânte împreună, să facă un duet. Dar în afară de duete, tu ai și cântece solo. Da, am și cântece solo, am câteva videoclipuri, nu foarte multe, dar am scos și un album etno. Eu m-am axat oarecum pe etno pentru că eu termin în muzică ușoară, deși la început, copil fiind, am cântat muzică populară și nimeni n-ar fi spus că eu vreodată am să cânt muzică ușoară. Te-ai întors la dragostea din tâi. Da. Întotdeauna cred în dragostea din tâi și în prima privire, așa că dacă trebuie să și... Este foarte frumos ceea ce îmi spui tu, Alina. Pentru mine este foarte curios să te și cunosc, pentru că noi ne-am întâlnit doar tangențial la un concert. Ne-am dorit foarte mult ca tu și cu Marcel să veniți odată și odată la mine la emisiune. Mă bucur că ați reușit să faceți. Sper că am fost o gazdă bună, sau mai bine zis, sper că Iașul v-a plăcut, pentru că mă mândresc cu orașul meu și oricine a ajuns la Iași a plecat impresionat de frumusețea Iașului. Dar eu vreau să rămâi impresionată și de frumusețea emisiunii pe care vrem noi să o realizăm astăzi. Eu mă simt foarte bine aici alături de voi. Mă bucur tare mult. Deci de la muzică ușoară ai început să te întorci la dragoste de întâi și să revii la muzica populară. Ai realizat un album de muzică populară, să înțeleg? Da, am realizat un album de muzică populară, dar nu a fost promovat. Nu l-am promovat foarte puternic. De fapt, mi-am dorit să-l am, mai mult pentru sufletul meu, nu neapărat să-l ofer publicului. M-am gândit și să refac, am multe melodii le-am refăcut de pe acel album și le-am transformat unele în melodii etno, unele au rămas la stadiul acela de muzică populară. Și tu o să înțeleg că în repertoriul tău oscilezi între muzică ușoară, muzică etno, muzică populară. Și în genul popular ai și duete cu Marcel Avram. Da.
Păi ești un interpret cu un repertoriu foarte bogat. Complex. Complex. Aș spune, datorită faptului că eu fiind angajată ansamblului Armatei, mai ești și acum? Nu, nu. S-a desfințat la Cluj, a rămas doina al Armatei doar la București. Da. În acel moment trebuia să știi să cânti orice fel de melodii. Nu puteai să te plafonezi ca și un interpret într-un ansamblu și să cânti doar un gen. Trebuia să știi să cânti și romanțe, trebuia să știi să cânti și muzică ușoară, orice ți se cerea. Și așa am reușit să ne dezvoltăm. Mulți n-au vrut să se dezvolte și datorită acestui fapt că au rămas blocați, aș spune eu, n-au încercat, nici un măcar n-au anume, încercat. Da. Măcar un pic să se deschidă. Știți, ceva de genul uzi o floare și aștept să înflorească. Ei, dacă nu mai înflorește, înseamnă că doar atât a fost. Dar haide să încercăm, poate totuși înflorește. Și la asta m-am și dedicat până la urmă, acestui gen de melodii. Și de muzică ușoară, și muzică populară, și romanțe. Și... De exemplu, mama care are fată, ce fel de cântec este? Este o melodie foarte dragă sufletului meu, este o melodie de muzică populară și a fost compusă pentru fetița mea și pentru toți copilașii de pe lumea asta și pentru toate mamele. Pentru că ești cea mai fericită mamă, da. Ca toate mamele de altfel, transmitem fericirea ta și telespectatoarelor noastre. Dragi prieteni, Alina Ploaie vă oferă cu tot dragul un cântec. Să-l urmărim! Dragostea mea,
copii lângă tine și vezi că le este bine. Dragii mei, v-a plăcut cântecul, da? Sau dragi doamne, v-a plăcut cântecul. Alina Ploaie este în studio Apolonia TV. Alina, mi-ai spus lucruri foarte interesante despre tine. Eu am mai aflat un lucru în discuția noastră în culise, că tu, de fapt, locuiești în Cluj. Da. Ești clujeancă? Da, sunt clujeancă. 100%? 100%, da. M-am născut în Cluj, am copilărit în Cluj. Și în Cluj locuiesc și la ora actuală. Și acum. Da. Și cu toate astea, tu ai îmbrățișat zona Bistriței. Dar să știți că multă lume mă localizează în Bistrița și chiar... Chiar și eu? Da, mulțumesc! Sunt mândră, de altfel, pentru că mi-este o zonă foarte dragă. Este o zonă încărcată cu tradiții, cu obiceiuri frumoase, cu oameni calzi. Este mult mai accesibilă decât este Clujul. Clujul este un pic modern, prea modern la ora actuală pentru muzica populară. Mie așa mi se pare. Poate greșesc, poate nu. Dar este foarte adevărat că un oraș, ca oricare alt oraș mare, acolo este o conglomerație de oameni, de stiluri, de genuri, de tot ce vrei. Bistrița pare mai pură, mai boemă, mai altceva. Chiar eu datorez lui Marcel asta? Și lui, aș putea să spun, dar eu la Bistrița am mai fost și am mai stat și atunci când eram copil și mi-a fost dragă. Ai rădăcini acolo? Am avut unchi, mătuși, unde mergeam și stăteam în vacanțe și Bistrița întotdeauna mi-a fost foarte dragă și întotdeauna mi se părea că e foarte aproape. Dar în repertorul tău cântece de Cluj ai... Acestea, lume pune lucru jos, pentru că urmează să o ascultăm la un moment dat. Este exact din zona Clujului. Din zona Clujului. Da. Și ai și costume de Cluj, pentru că astăzi porți un costum de Bistrița foarte frumos. Astăzi am vrut să fiu în asentimentul zonei în care mă regăsesc poate de multe ori și telespectatorii, dar și datorită faptului că eu și Marcel cântăm împreună și atunci să fiu în asentimentul lui. Pentru că în emisiunea lui Marcel, mă rog, eu am vrut, mi-am dorit foarte mult să cântați și împreună, o să fie și invers. Deci una din melodiile tale o să fie împreună cu Finu, cu Marcel, pentru că vă stă atât de bine și aveți piese atât de frumoase încât Mulțumesc nu m-am frumos. Îndurat să nu împac și capra și varza, știi, ca proverbul, să pun o piesă în emisiunea lui, o piesă în emisiunea ta, ca să se bucure oamenii de duetele voastre. Am reținut eu bine că tu ai fost angajată la Doina Armatei în Cluj. Da. Câți ani a fost asta? 7 ani. 7 ani am fost angajată în ansamblul Armatei. Și acolo voi aveați și grad militar? Acum am grad militar, atunci eram civil, acum sunt cadru militar, în cadrul diviziei 4 Infanterie Gemina, la Cluj-Napoca. Așa. Și știu că multă lume nu mă prea vede în haine militare, să știți că sunt, cred că, la fel de frumoasă și în hainele militare și sunt mândră chiar de hainele militare. M-ai făcut curios. Era frumos dacă îmi trimiteai o poză pentru emisiune, să o am, să o arătăm telespectatorilor. Sunt convins că îți stă bine în haine militare, mai ales că sunt oameni care iubesc uniforma. Eu întotdeauna am iubit-o. De la 19 ani m-am angajat în MAPN și am rămas cadru militar și la asta ora actuală. Asta ți-ai dorit de copil? Nu știu dacă neapărat mi-am dorit de copil. Eu am fost sportivă de performanță și am făcut 12 ani performanță și ce? Atletism. Și eram obișnuită cu ordinea, cu disciplina, cu... și datorită acestui fapt, cred că am și intrat deci, de în cadrul copil armate. Să înțeleg că întotdeauna ai avut ocupații. Da. Ai făcut ceva. Da. Ai fost și sportiv. După aia ți-ai dorit să fii cadru militar, ai realizat-o și pe asta, ți-ai dorit să fii cântăreață, ai cântat în ansamblul Doina Armatei. Acum ce faci? M-am lăsat de sport, m-am apucat de cântat. Da. După aceea m-am angajat în ansamblul Armatei la 19 ani. Acum, la ora actuală, sunt cadru militar, cânt. Într-adevăr, tot timpul am dorința aceasta de a mă dezvolta mai mult. Vreau să fac mai mult. Poate că de multe ori
stresez lumea de lângă mine, sper că nu, dar într-adevăr sunt un om foarte ambițios. Dar tu ești o persoană agreabilă, de ce crezi că ai putea stresa pe cineva? Pentru că uneori, eu așa cred, omul prin carisma lui transmite energie pozitivă, nu poate să plictisească niciodată. Te consideri o femeie frumoasă? Da. Păi și ești, și atunci ar trebui să nu-ți faci complexe. Nu, complexe nu am, doar că într-adevăr, datorită faptului că sunt ambițioasă, lumea trebuie să reușească să și țină pasul cu mine. Și este adevărat și faptul că atunci când mi-am propus ceva, mi-a și ieșit. Dar m-am bazat pe faptul că pot. Niciodată n-am făcut lucrurile pe care știam că nu o să le pot duce la bun sfârșit. Poate de aceea și colaborarea cu Marcel a început un pic mai greu, pentru că a trebuit să te verifici dacă poți, dacă vrei, dacă nu este atât de ușor. Lumea vede ceva foarte frumos în fața lor, dar în momentul în care începe o colaborare trebuie să te gândești foarte bine că depinde unul de celălalt, și trebuie să încerci să te dai după celălalt, să te înțelegi. În general, melodiile care se realizează în duet trebuie că, așa cum ai spus, să te gândești foarte bine, pentru că n-ai să le poți promova decât funcție de disponibilitatea celuilalt. Exact. Eu am realizat, am experiența asta, am trăit-o, am realizat și eu câteva melodii în duet cu câțiva colegi. Și te rog să mă crezi că probabil atunci nu m-am gândit, am fost furat așa de entuziasm, de, știu eu, cântam frumos, aveam melodii frumoase, se pretau pe voci masculine și n-am reușit să filmez decât o dată sau de două ori aceste melodii și parcă am un gol în suflet, pentru că am permanent senzația că nu le-am promovat destul și poate că ar fi fost niște șlagări și poate că m-ar fi făcut mai cunoscut și m-ar fi făcut mai celebru și aș fi bucurat lumea mai mult, chestii din astea. Bine că există varianta de radio, dar totuși televizorul e televizor. La televizor ne vedem. Corect. Și transmis ceva mai mult decât pe parte de radio, pentru că atunci prin aceste videoclipuri pe care voi mi le aduceți, într-adevăr altfel se redă conținutul unui cântec, starea, știu eu, tema cântecului respectiv. Deci în momentul în care voi v-ați hotărât să faceți acest duet, probabil că atunci ați gândit că trebuie să depindeți foarte mult unul de altul și să mergeți, să vă deplasați. Dar știți cui datorăm foarte mult faptul că noi de 3 ani colaborăm? Familiilor noastre. Ei ne susțin foarte mult în tot ceea ce facem. Sunt alături de noi. Soțul tău cântă? Soțul meu? Nu, soțul meu este medic. Este medic cardiolog la Cluj. Dar faptul că îi place muzica, îi place ce fac eu, întotdeauna m-a împins. Mi-a spus, du-te, fă, haide, fă. Și acest impuls îți dă curaj. Și poate și dacă n-ai curaj, la un moment dat prinzi curaj, pentru că vezi că cel din spate vrea și crede că poți mai mult. Știi că, în general, nu toate femeile au acest avantaj să aibă soți înțelegători. Probabil vezi în mediul tău artistic, acolo la Cluj și nu numai, că sunt foarte puțini soți care își împing soțiile, mergi, cântă, du-te. Probabil ei văd un anumit risc în treaba asta. În orice meserie există un risc. Nu trebuie să fii neapărat artist, nu trebuie să fii neapărat medic, poți să fii orice altă meserie. Risc există. Să fie un risc, da. Exact. Dar dacă vom trăi mereu cu această, cu acest drob de stare deasupra capului, dacă se întâmplă, Dumnezeu știe. Dumnezeu toate le rânduiește pe lumea asta și ne le așează așa cum le merităm. Riscăm și noi să... De fapt, nu este un risc, este o bucurie să mai punem un risc frumos. Un risc frumos. Dragii mei, riscați și nu veți pierde. Rămâneți în fața televizorilor, ne cântă Alina Ploaie. Lume, pune lucru jos. Tocmai vorbisem despre acest cântec, povestim după. Vizionare plăcută!
și de săptămâna, că-ți a fost ruda destulă. Ai lume dragă și-a cui rând de voie bună. Ai lume dragă. Ce-ai muncit din greu, măi lume, veselia-i leacul tău, măi. După o săptămână grea, veselia-i partea ta, măi. După ce-ai muncit din greu, măi lume, veselia-i leacul tău, măi. Că nici Dumnezeu să știi, măi, ai lume dragă. N-a făcut lumea într-o zi, măi, ai lume dragă. Lucru bun și cu folos ține omul sănătos, măi. De-aia Domnul a lăsat, măi lume, 6 zile de lucrat, măi. Lucru bun și cu folos ține omul sănătos, măi. De-aia Domnul a lăsat, măi lume, 6 zile de lucrat, măi. Dar a 7-i sărbătoare, ai lume dragă. Să curgă vinul-n pahare, ai lume dragă. Și-a poftit ce nu-i a tău, măi. Veselia nu-i păcat, nici dorul care-i curat, măi. Mai păcat-ai gândul rău, măi lume, și-a poftit ce nu-i a tău, măi. Fii cu inima senină, ai lume dragă. Și frate cu voia bună, ai lume dragă. Lume dragă, fii voioasă, ai lume dragă. Cântă că viața-i frumoasă, ai lume dragă. Dragii mei, v-a plăcut, da? Tocmai vorbeam, cât timp dumneavoastră vizionați, vorbeam cu Alina cât de frumoase sunt aceste materiale. Și mi-a spus că apelează întotdeauna la profesioniști. Alina, dar voi realizați și emisiuni de TV? Când spun voi, atât tu cât și finul, Marcel, da. Avram, la televiziunea, da, nu cred că e niciun fel de rivalitate, televiziunea Hora, da, de la Zalău. Da. Cum? Când mai aveți timp și de așa ceva? Cum am reușit? Sau cum ne iasă? Nu, cum vă iasă, eu am urmărit ce-i drept. Noi nu urmărim neapărat emisiunile de la Hora, noi avem alte televiziuni aici în Moldova. Nu că n-ar fi frumoase. Dar odată, de curiozitate, v-am prins pe postul de televiziune, v-am urmărit și chiar vă iasă foarte bine. Dar vreau să vă întreb cum de reușit să mai aveți timp și de așa ceva. Reușim, eu reușesc, am Marcel fiind tânăr pensionar. El reușește mai bine. Eu încerc să reușesc pentru Tatăl că de la Cluj până la... La Zalău. La Zalău e ceva vreme, sunt nu? Sunt 80 de kilometri. Cât? 80. 80. O da. Oră și un pic. O oră și un pic. Mai departe de la Bistrița? Că acum nu îmi vine de în la minte. Bistrița nu știu exact cât sunt și atunci n-aș vrea să greșesc. Eu am terminat Facultatea de Comunicare și Relații Publice, specializare televiziune și am practic, am făcut-o într-o televiziune foarte mare în București.
și mi-am dorit foarte mult să ajung să fiu moderatorul unei emisiuni. Dar m-ai făcut curios, te rog frumos, cu orice risc spunem ce televiziune în București. TVR1. Ai fost la TVR1? Da. În București, la televiziunea națională? Da. Păi înseamnă că în Cluj ai fost la filiala TVR-ului la Cluj? Nu. Am fost la o altă televiziune, tot la fel de mare și un trust foarte mare, dacă pot să-l spun, îl spun. Spune! Antena 1 Transilvania. Antena 1 Transilvania, da. Și moderam o emisiune de divertisment, dar cu specific folcloric, unde am promovat tinere talente, foarte mulți tineri care au trecut prin, în cadrul emisiunii mele, i-am văzut promovând mult mai sus și m-am bucurat de ascensiunea lor și m-am bucurat că la un moment dat poate și eu am pus undeva o cărămidă să urce și să meargă. Același sentiment l-am și eu când îi invit aici tineri valoroși care văd așa că ușor, ușor își au zborul și chiar eu cred că facem un lucru bun. Până la urmă, noi trebuie să trăim cu, cum să spun, să nu trăim cu impresia că noi moștenim lumea. După noi vin tineri și sunt și tineri cu așa adevărat este. Valoroși. Da. Și trebuie să le dăm șanse. Așa cum nouă ni s-a dat la un moment dat șansă, trebuie să dăm și noi șansă. Nu există, adică eu nu văd unde ar trebui să existe atât, de ce să existe ranchiună, de ce să existe atât de multă concurență între noi, pentru că fiecare avem drumul nostru. Atât. Și așa cum am spus mai devreme, Dumnezeu le rânduiește pe toate. Și Alina Ploaie are drumul ei, Constantin Bahrin are drumul lui, Marcel Avram are drumul lui. Corect. Deci nu o să ni se... Dar ne intersectăm și aceste câteodată. Intersecții câteodată pot fi benefice atât pentru noi, cât și pentru cei care ne observă, cum sunt telespectatorii. Așa este, astăzi. Dar să încercăm să luăm partea bună a lucrului, partea frumoasă și să știm să ne bucurăm de orice moment al întâlnirii noastre. Poate că asta am uitat, să ne bucurăm unii de alții. În momentul în care vei reuși să vezi lucrurile bune într-un om, vei reuși să-l îndrăgești și să nu mai simți acea concurență, acel spirit de concurs în orice spectacol, că în festivaluri, într-adevăr, este spiritul de concurs care ne domină. Ai fost în festivaluri când erai numai cântăreață de muzică ușoară? Da, am fost în foarte multe festivaluri. Unele m-au încântat, unele m-au dezamăgit și nu neapărat festivalul în sine, cât oamenii m-au dezamăgit. Știu la ce te referi, pentru că și eu am trecut prin foarte multe festivaluri și știi, mișcările de culise care se făceau, mai ales ție ca fată, ți era foarte greu pentru că mă rog, povești nemuritoare, dar ideea este că ai trecut prin această stare emotivă a festivalurilor. M-am călit. Și te-ai călit. M-am călit. Și mai ales ca fată era foarte greu să răzbați la acele vremuri, dar cred că și acum este la fel. Dar pe latura asta de muzică populară, ai apucat să mergi în festivaluri? Nu, dar la ora actuală nici nu-mi doresc. Bine, la ora actuală cred că lăsăm tinerii, că este segmentul lor. Așa este și nu-mi doresc într-un mod neapărat nici să particip într-un juriu, pentru că vreau ca Alina Ploaie să fie acel om pe care toată lumea îl cunoaște și pe care lumea îl iubește. Cred că ai fi bună cu toată lumea și n-ai știut să faci. N-ai putea să faci o departajare. N-aș putea. Poate că aș fi... Mi-a place foarte mult corectitudinea. Indiferent ce se întâmplă, îmi place ca acel lucru să fie corect. Și în momentul în care devine oarecum nu pe placul sufletului meu, prefer să renunț sau să plec. Și atunci nu vreau să fiu pus în această situație și vreau ca eu pot să privesc un festival, un concurs, oricând, din punctul telespectatorului, spectatorului, al artistului invitat, dar niciodată din punct de vedere al juriului. Am înțeles. Deci, ești și o fire sensibilă. Da. Și n-ai vrea să, nu știu cum să spun, nu neapărat să faci rău cuiva, ci ca cineva să-și schimbe impresia despre tine, să-și schimbe ideea că Alina este doar o fire boemă, o cântăreață bună, și o fire să dă după melancolică. Cum bate vântul. Da. Da, eu am înțeles ideea și mă bucur de cele ce spui tu. De altfel, cred că te-am și citit eu cum stau lucrurile. Se vede că ești o fire sensibilă. Și țin foarte mult la imaginea mea ca și artist, ca și om în primul rând, pentru că dincolo de artist este un om
Și omul trebuie iubit, și artistul. Dar dacă iubești omul, cu siguranță iubești și artistul. Corect. Hai să arătăm telespectatorilor că îi iubești și pe ei. Eu îi iubesc, să știți. Și că ai venit până la Iași să le oferi cântece frumoase. O să te rog să ne cânți Bade Dorul de la tine. Este un cântec etno. Este o melodie etno în care Marcel are și el așa un joc de scenă foarte plăcut și frumos. O să-l urmăriți. Este un fel de actor. Un fel de actor, da. Foarte așa priceput. Foarte priceput, da. Dragi prieteni, Alina Ploaie vă oferă un cântec foarte frumos cu Marcel Avram, prietenul nostru într-o ediție anterioară în calitate de protagonist, actor, cum spune Alina, și Alina cântând atât de frumos și acest gen muzical, care, după cum spuneai, face parte din dragostea ta din tâi, sau cum... Așa sau este. Poate chiar și ombinare, actuală. Ombinare. Ombinare, da. Urmărim, dragii mei, și ne întoarcem aici în studio Apolone TV. Plăcut.
Deci Marcel ar putea să mă joace și în alte videoclipuri. Da, 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 putea să facem și actor de filme. Sau, uite, mai nou... Poate îl fură cineva. Da, uite, vede, vă moldovean că mai nou, acum, după cum ai observat, se fac aceste videoclipuri în care e nevoie de foarte mulți actori. Și unei chiar sunt neîndemânați și se vede că spuși probabil din lipsă de altceva, îți bun și aia. Dar Marcel și-a făcut treaba din plin. Foarte bine. Eu chiar mi-am dorit în melodiile noastre să fim protagoniști, eu și el. Pentru că lumea așa ne leagă. Dacă toți suntem un duet, atunci să fim și protagoniștii videoclipurilor noastre. Nu vreau ca o pereche de dansatori să rupă filmul. Știi, la un moment dat se poate întâmpla ca lumea să nu mai înțeleagă nimic din acel videoclip dacă apar două figuri străine și ei nu mai văd legătura dintre Alina Ploaie. Dacă fac și ceva, știu eu, nu să zicem, figurație într-un film, atrage atenția și la un moment dat mai sunt cu ochii pe artist. Mi s-a întâmplat lucrul ăsta, dar nu toată lumea știe. Trebuie să știi să manevrezi. Regizorul care îți realizează acest material, de obicei, trebuie să știe lucrul ăsta. Și să nu să lase întotdeauna interpretul pe prim plan și tot ce se întâmplă să fie în spatele primului plan, adică știu o figurație sau mai știu eu ce. Eventual, dacă sunt intervenții anume, le face în cadru separat, nu neapărat cu artistul care interpretează. Dar astea sunt lucruri care le știu doar specialiștii și din câte am înțeles, voi colaborați cu specialiști la realizarea acestor materiale. Așa este. Alina, ce să te mai întreb eu pe tine? Lucrul pe care mi-aș dori tare mult să le știu este dacă în familia ta a mai cântat cineva. Nu a mai cântat nimeni. Eu am fost și sunt singurul solist al familiei. Dar sunteți mai mulți copii la părinți? Doi frați. Mai am un frate. Un frate. Mai mic una jumate decât mine. Dar el nu cântă. Nici n-a încercat niciodată. O singură dată a îmbrăcat o cămașă populară. Cu anumite ocazie, probabil. Doar că vreau eu să văd cum arată. Așa, așa. Nu, da, nici măcar n-a ieșit cu ea căsătorit? Din cameră. Nu este căsătorit, da. Dar probabil că urmează. Are timp. Bărbații întotdeauna au mai mult timp. Bărbații întotdeauna cred că sunt tineri frumoși. Toată tinerețea din lume. Asta este, da. Sunt tineri frumoși și... Părinții tăi? Părinții mei sunt... Ardeleni. Sunt tineri. Beget, dar aș putea spune că sunt tineri. M-au susținut foarte mult în cariera mea artistică, deși mama la un moment dat, chiar când am început să cânt și am intrat la școala populară de artă, mi-a zis, doar nu crezi tu că o să treci din cântat. Du-te și fă o meserie. Și în acel moment... un pic nu neapărat m-a descurajat, dar n-a fost exact ce am vrut eu să aud. Te-a derutat pentru că sperai ca părinții tăi să aibă mai multă încredere în opțiunea ta. Dar ei au văzut peste câțiva ani. Ce voi face eu peste câțiva ani? Doar o să cânt. Ei, întâmplarea a făcut că atunci când am dat examenul la Școala Populară de Artă, la Cercul Militar din Cluj, directorul ansamblului Doina Alarmată era în sală. Și m-a văzut pe scenă și a zis la doamnei profesoare că vrea neapărat ca eu să fiu solistă în ansamblul Armatei. Deci încă de atunci? Exact când am terminat Școala Populară de Artă, mi s-a pus această idee în vedere. Și, uite, destinul, am dat examen. Cât de frumos a lucrat pentru tine. Da, și s-a întâmplat să trăiesc și să îmi mănânc pâinea din muzică. Și ani de zile m-am gândit la acest lucru. Și aș chiar da un sfat părinților, atunci când copilașul are un talent, să încerce să-l încurajeze. Nu se știe niciodată ce iasă de acolo. Și dacă e să nu fie, chiar și așa să-l încurajeze și să-l felicite pentru că a încercat. Te consideri un om norocos? Da. Pentru că din tot ce mi-ai spus tu până acum, cam tot ce ți-ai dorit, ți s-a îndeplinit. Așa este și mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot. Dar în primul rând îi mulțumesc că m-a ajutat să fiu om și să-mi păstrez coloana vertebrală și să știu să deosebesc binele de răul, de rău așa cum trebuie. Și să fiu om cu toată lumea. Chiar dacă poate de multe ori lumea mă vede altfel, mult mai dificilă poate sau mult mai ușor, mai greu accesibilă. Eu nu sunt greu accesibilă deloc, sunt un om foarte comunicativ. Da, se vede, pentru că și eu mă gândeam, măi, nu o cunosc foarte bine pe Alina,
oarecum am reușit noi să facem o emisiune să fie captivantă și uite că dacă ar mai fi încă jumătate de oră pe lângă asta, tot am avea ce discuta. Dar uite așa că deja ne apropiem de final, Alina. Lucrurile frumoase nu durează mult, dar se pot repeta. Dar ce vreau eu să te întreb și să apuc să te întreb, să nu ieșim din spațiu de emisie, ce planuri frumoase ai tu pe anul ăsta? Anul acesta vreau să filmăm câteva videoclipuri alături de Marcel Avram, să realizăm cât mai multe melodii împreună și poate, dacă ne ajută Dumnezeu, să avem și un album cu duete. Doar duetele noastre să fie și de care să ne mândrim și să fim sănătoși. Da. Asta îmi doresc din tot sufletul, dacă să fim sănătate, sănătoși. Toate lucrurile se rezolvă. Păi nu rămâne decât să spun succes mult și ție. Mulțumim din suflet. Și lui Marcel. Și dacă ai noutăți sau aveți noutăți, când mai povestiți pe la Iași, să mă contactați și le prezentăm și telespectatorilor. Sunt convins că telespectatorii astăzi au fost încântați de prezența ta agreabilă. Mulțumesc! Sunt convins că ei au vrut să mai vadă și altceva. Când spun asta, mă refer că au vrut o pată de culoare să aduc și altceva din alte zone, pentru că aici predomină moldovenii, dar eu m-am hotărât ca măcar o dată la lună sau la două luni măcar să aduc și un interpret din alte zone. Pentru faptul că voi... Noi ne bucurăm foarte mult. Ne-ați poposit aici în emisiune aducând cântece frumoase din zona voastră. Vă fac referire la tine și în emisiunea anterioară, Marcel Avram. Vă mulțumesc tare frumos. Și să dea bunul Dumnezeu să ne întâlnim cu drag, așa cum ne-am întâlnit astăzi, oricând, știu eu, vrea bunul Dumnezeu și lucrează destinul atât de frumos cum a lucrat întotdeauna pentru tine. Așa este. Mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur că în această zi am putut să fiu prezentă alături de dumneavoastră, alături de telespectatorii de acasă. A fost o experiență foarte frumoasă. Aveți un oraș foarte frumos. Sunt mândră de tradițiile pe care le duceți mai departe și să ne revedem cu bine ori de câte ori avem ocazia. Mulțumesc tare frumos și pentru că aproape că a făcut parte din emisiunea noastră și Marcel Avram, finul tău, eu zic să încheiem emisiunea cu un cântec în duet. Ce zici? Așa să fie. Pentru că și el a dorit acest lucru, sau mai bine zis, i-am făcut o surpriză, dar acum chiar se impune lucrul ăsta, pentru că am vorbit foarte mult despre Marcel. Așa este. Încă ne ținem de mână, este un cântec de dragoste. De dragoste. Da. Eu l-am urmărit și este foarte bine realizat și chiar vreau să se bucure și telespectatorii. Îl dedicăm tuturor telespectatorilor și în special celor care își aniversează 25 de ani de căsătorie, 10, 15, un an, nu contează. Important este, dragii noștri, să vă țineți de mână, să vă respectați, să vă iubiți și să vă iubiți curat și sincer. Și dacă la nunta de argint aveți noroc de o nașă atât de frumoasă și talentată cum a avut Marcel, noroc de Alina Ploaie, eu zic că vă veți considera niște oameni foarte fericiți. Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Dragii mei, și eu sunt foarte fericit astăzi că am avut ocazia să aduc în fața noastră o interpretă dragă și să vă bucurați de aceste cântece. Până la o ediție viitoare, vă spun la revedere, să ne auzim și să ne revedem cu bine. Trecut, tu ai fost mereu.
la bine. Încă ne ținem de mână, încă dragostea-i nebună. Încă pot să mă iubesc, nici un bai că-mi bătrânesc. Ne-am trecut până ele și până cât e oi mai trece, tot cu tine le-oi petrece. De-am căzut mai ridicat, vorba bună tu mi-ai dat. Ai fost ajutorul meu când mi-a fost în viață greu. Încă ne ținem de mână, încă dragostea-i nebună. Încă pot să mă iubesc, nici un bai că-mi bătrânesc. Asta lângă mine, că dacă singur merem, nu știu ce că-i apucam. S-o dusanii tinereții, rătăciți pe drumul vieții, ce-am trăit nu-mi pare rău, lângă mine ai fost mereu. Încă ne ținem de mână, încă dragostea-i nebună. Încă pot să mă iubesc, nici un bai că-mi bătrânesc. Încă ne ținem de mână, încă dragostea-i nebună. Încă pot să mă iubesc, nici un bai că-mi bătrânesc.